Bine v-am regăsit, dragi telespectatori! Vă aduceți aminte că în ultimele două lecții am vorbit despre virgulă și sper din suflet că ați reușit să înțelegeți unde și când trebuie să o punem. Sper că ați reușit să înțelegeți și cât este de important în anumite situații și că trebuie să ținem cont de ea. Înainte să trecem mai departe și să vorbim despre alte semne de punctuație, aș vrea să scriem împreună un text după dictare și să vedem dacă reușiți să puneți virgula acolo unde trebuie. Vă citesc textul, este din Emil Rațiu, un scriitor care se găsește aici la Roma, locuiește la Roma, Turnul Colței, Între vreme și veșnicie, o carte pe care eu o citesc acum. În turnul său, Mihai Ciuboțel zugrăvea, dar vedea cu smerenie și aproape cu frică, în acest meșteșug, parcă mai mult decât în cuvinte, o nouă creație. Îl mai citesc o dată. În turnul său, Mihai Ciuboțel zugrăvea, dar vedea, cu smerenie și aproape cu frică, în acest meșteșug, parcă mai mult decât în cuvinte, o nouă creație. Scriem împreună. În turnul său, Mihai Ciuboțel zugrăvea, dar vedea cu smerenie și aproape cu frică în acest meșteșug, parcă mai mult decât în cuvinte, o nouă creație. Haideți să vedem unde am pus virgula și din ce cauză am pus-o. În turnul său, Mihai Ciuboțel zugrăvea, dar vedea cu smerenie și aproape cu frică în acest meșteșug, parcă mai mult decât în cuvinte, o nouă creație. Și după modul în care eu am citit, după pauzele pe care eu le-am făcut, v-ați putut da seama de locul în care trebuie să punem virgula. Dar haideți să analizăm un pic de ce, unde și de ce am pus virgulele acestea. Ia uitați-vă, în turnul său, Mihai Ciuboțel zugrăvea. În mod normal, Mihai Ciuboțel, personajul principal din această lucrare, este subiectul. El zugrăvea. Zugrăvea este predicatul. Unde? Am pus complementul circumstanțial în fața subiectului și al predicatului, un loc care nu este obișnuit. Deci am schimbat locul și în acest caz am pus virgula. Da? Am schimbat locul complementului circumstanțial, l-am pus în față, îl izolez prin acea virgulă. Mergem mai departe. Mihai Ciuboțel zugrăvea, dar vedea, vă aduceți aminte că înainte de dar am zis punem virgulă, deci am pus acolo. Dar vedea cu smerenie și aproape cu frică, avem aici o expresie incidentă, dacă vreți, putem să facem abstracție de această sintagmă. Înțelesul este aproape același, da?
Izolăm și această expresie prin virgule. În acest meșteșug, parcă mai mult decât în cuvinte, încă o dată mai avem o expresie de acest tip, o izolăm și pe aceasta între virgule, o punem și, și înainte și la sfârșit, punem virgulă, da? Mergem mai departe, o nouă creație, nu mai avem alte virgule, deci cam acestea au fost. Sper că ați reușit să le scrieți în mod corect. Dacă nu ați reușit exact să vă explicați din ce cauză stau acolo unde stau, cel puțin în momentul în care eu am dictat, în momentul în care eu am citit, ați văzut acele pauze pe care dacă le-ați fi dacă le-ați fi auzit bine, le-ați fi scris bine aceste virgule. Mergem mai departe astăzi și vom vorbi despre alte semne de punctuație. Bineînțeles că toate semnele de punctuație sunt importante, dar unele sunt mai importante decât altele, dacă vreți. Am vorbit despre virgulă, care este foarte importantă, am vorbit despre punct, foarte important, despre semnul întrebării, semnul exclamării. Ați văzut care este diferența dintre o propoziție, un enunț care are la sfârșit un punct sau cel care are la sfârșit un semn al exclamării, un semn al întrebării. Vă ziceam, unele sunt un pic mai importante decât celelalte, dar vreau să vorbim despre toate semnele de punctuație, pentru că toate au rolul lor și este important să știm acolo unde trebuie să le punem și să reușim să le punem. Vom vorbi despre punctul și virgula. Punctul și virgula. Punem în paranteză cum îl scriem. Un punct și o virguliță de dedesubt. Și în cazul acestui semn de punctuație avem o pauză care se face în vorbire, un pic mai mare decât cea redată prin virgulă și un pic mai mică decât cea redată prin punct, dacă vreți. Și acest semn se pune în anumite situații. Vreau să scriem câteva exemple și veți vedea în care sunt aceste situații în care folosim punctul și virgula. Un citat din folclor, vorba bună puțin răsună, vorba rea o duce vestea. Vorba bună puțin răsună, vorba rea o duce vestea. Am observat că am pus aici un punct și o virgulă. Da? Este în acest caz un punct și o virgulă care stă între două propoziții principale. Da? În alte situații noi am pus chiar virgula, da? Am observat că am pus și virgula. În cazul acesta pare aproape că seamănă cu două versuri, dacă vreți voi, da? Modul în care noi facem pauza un pic mai mică decât cea redată prin punct, un pic mai mare decât cea redată prin virgulă, ne arată că în cazul acesta punem punct și virgulă și nu punem virgulă numai, da? În alte situații, tot așa, aproape se substituie virgulei și este mai indicat, dacă vreți, să punem punct și virgulă. Dacă, de exemplu, avem o frază mai lungă, ca să îi dăm un ritm, dacă vreți, să o înțelegem, să o facem înțeleasă mai bine, este mai indicat să folosim punctul și virgula în locul virgulei. Vă dau un text în care veți vedea rolul acesta al punctului și virgulei. Tovarășul meu, tot un citat este, din Vasile Alexandrii, Vasile Porojan. Tovarășul meu,
Pe lângă aceste dispoziții, de știință strategică, mai poseda și aplicări artistice. Mai poseda și aplicări artistice. El suna din Drâmbă, cu un talent la care, cu un talent la care nu am putut ajunge niciodată, și pe care îl admiram mai mult decât am admirat mai târziu talentul lui Liszt să imiteze șirul șerpilor, șuierul, scriem exact cum a scris Vasile Alexandrii, șuierul șerpilor, și să-i cheme astfel la el. Închidem ghilimelele, vă ziceam din Vasile Porojan este acest citat. Trebuie să vă fac o observație. Avem aici două cuvinte de pe vremea lui Alexandrii. Le-am scris în modul acela în care el le-a folosit, deși astăzi nu mai sunt corecte în acest fel. Știa să imiteze, știa să imite șuierul, nu șuirul, da? Dar cum noi am citat, am pus între ghilimele, nu putem să schimbăm forma cuvintelor, deși astăzi sunt corecte într-un alt fel, da? Tovarășul meu, pe lângă aceste dispoziții de știință strategică, mai poseda și aplicări artistice. El suna din Drâmbă cu un talent la care nu am putut ajunge niciodată și pe care îl admiram mai mult decât am admirat mai târziu talentul lui Liszt. Știa să imiteze șuirul șerpilor și să-i cheme astfel la el. Observați unde am pus noi acest punct și virgulă, acest semn. L-am pus aici. Și
cam atât, da? Observăm că în locurile acestea am fi putut să punem și virgulă. Dar cum fraza este foarte lungă, este mai indicat să fragmentăm, dacă vreți voi, în felul acesta, punând punct și virgulă, ca să-i dăm, dacă vreți, un ritm deosebit și să o facem mai bine înțeleasă, această frază. Mai citesc o dată, tovarășul meu, pe lângă aceste dispoziții de știință strategică, mai poseda și aplicări artistice. El suna din drâmbă, cu un talent la care nu am putut ajunge niciodată și pe care l-admiram mai mult decât am admirat mai târziu talentul lui Liszt. Știa să imiteze șuirul șerpilor și să-i cheme astfel la el. În felul acesta noi i-am dat frazei un alt ritm, am făcut-o mai bine, i-am dat un înțeles, dacă vreți voi, mai deosebit, mai ușor de înțeles fraza dacă are aceste semne în loc de virgulă. Da? Mergem mai departe și vom vorbi despre un alt semn de punctuație pe care noi... Probabil că foarte mulți dintre voi știți să-l folosiți, dar trebuie să îl amintesc și să vedem. Poate știți să-l folosiți, știți anumite situații în care se folosește, dar nu le știți pe toate. Așa că, dacă repetăm, nu o să fie rău. Am zis două puncte, vorbim despre acest semn de punctuație, îl scriem, două puncte. Notate în felul acesta. Da? Ce face acest semn de punctuație? Anunță, în general, anunță vorbirea directă a unei persoane, da? Punem două puncte și după aceea punem linie de dialog. Sau, dacă nu redăm un dialog întreg, putem să punem după două puncte chiar ghilimelele și să redăm vorbirea cuiva și prin ghilimele. Scriem câteva exemple ca să vedeți că aceste două puncte pot să redea și o enumerare, pot să redea și o concluzie și o explicație, nu numai vorbirea directă a cuiva, da? Deci scriem câteva exemple și așa o să vedeți voi locurile în care poate să stea. Bătrâna zise... Vino mai aproape. Vino mai aproape. Avem în cazul acesta două puncte aici, da? Înainte de linia de dialog, vă spuneam, înainte de vorbirea directă a cuiva. Repet, după două puncte, nu este chiar obligatoriu să fie linia de dialog. Putem să redăm vorbirea directă a cuiva și prin ghilimele, da? Încă un exemplu. Au cumpărat multe alimente. Și le înșiruim aceste alimente, da? Punem două puncte și scriem carne, pește, pâine, ouă, vin, brânză și salată. Ia uitați-vă, au cumpărat multe alimente, două puncte, carne, pește, pâine, ouă, vin, brânză și salată. Am pus două puncte înainte de a le înșirui, înainte de a le enumera aceste alimente pe care eu le-am cumpărat, da? Atenție că între aceste elemente, da, avem nevoie să punem și virgula, da? O punem între toate elementele, mai puțin la sfârșit, unde punem conjuncția și. Da? Mai departe, bărbatul s-a înfierbântat.
Un alt exemplu, bărbatul s-a înfierbântat. Vinul își făcea efectul. Vinul își făcea efectul. Și observăm aici, bărbatul s-a înfierbântat. Atenție, s-am scris despărțit. Repet, despre cratimă vom vorbi într-o oră succesivă. Până atunci încercați oricum să scrieți corect. Vinul își făcea efectul. În cazul acesta, cele două puncte ce fac? Arată o concluzie, dacă vreți, da? Bărbatul s-a înfierbântat. Concluzia este că vinul își făcea efectul, da? Și aici am pus două puncte. Deci observăm, nu numai la vorbirea directă, da? Și înainte să înșiruim ceva, înainte să enumerăm ceva, dar și înainte de o concluzie sau de o explicație, da? Mergem mai departe și vorbim despre semnele citării. Semnele citării, despre care un pic am mai vorbit noi și până aici, v-am spus tot timpul, scriem între ghilimele, pentru că este un text dintr-o operă literară scrisă de, vă ziceam tot timpul, da? Semnele citării. Sunt de două feluri, deja noi le-am folosit, probabil că vă aduceți aminte într-o oră anterioară. Sunt de două feluri, două virgulițe sau două semne așa. Și vă aduceți aminte că am avut chiar o situație în care noi am dat un citat, iar în interiorul acelui citat am avut un alt citat, era vorba despre redarea prin ghilimele a unei vorbiri directe. Și atunci am avut nevoie să folosim cele două feluri de ghilimele, da? Vă dau un enunț. Spuneam că nu este obligatoriu ca după două puncte să folosim semnul, linia de dialog, da? Putem să folosim și ghilimelele și am să vă dau un exemplu de acest fel. Alina zise... Două puncte și punem între ghilimele, nu mă voi opri chiar acum. Nu mă voi opri chiar acum. Și punem între ghilimele, am văzut, da? Ghilimelele pot să sugereze și ironia față de cineva. De exemplu, Alina își pregăti vocea ca să ne cânte, dar eu, prin cuvântul vocea, vreau să redau faptul că ea are o voce urâtă, este mai mult un zgomot decât o voce, dacă vreți, da? Este o ironie pe care eu o folosesc și în cazul acesta eu cuvântul vocea pot să-l scriu între ghilimele ca să accentuez faptul că eu atunci când vorbesc zic vocea, de fapt subînțeleg că nu este chiar o voce normală, da? O voce plăcută. Scriem Alina. Alina își pregăti vocea, între ghilimele vocea, ca să ne cânte. Și în acest caz, noi am arătat ironia față de Alina, care are o voce deosebită, dacă vreți voi, nu prea plăcută. Vă ziceam, dacă într-un citat intervine alt citat, în cazul acesta le folosim pe cele două semne de ale citării, le folosim pe amândouă, da? Vă dau un exemplu și de acest fel. Într-o zi cineva îmi zise
dacă zicem că este un, deci am luat textul de undeva, dacă am luat textul acesta de undeva anume, vom scrie, într-o zi un prieten îmi zise, două puncte, iar după aceste două puncte va trebui obligatoriu să folosesc celelalte ghilimele, pentru că altfel nu aș mai reda în mod normal ceea ce era scris. Nu aș reda faptul că este tot textul este un citat și nu aș reda faptul că în interiorul acestui citat intervine un alt citat. Dacă vă uitați pe ceea ce am scris deja, voi găsiți un exemplu de acest fel și nu-l mai scriu acum. Mergem mai departe și vorbim despre linia de dialog. Linia de dialog. Am văzut că se notează cu, am folosit-o deja, da? Linia de dialog. Vă dau un exemplu. Ce ai făcut azi? Ce ai făcut azi? Răspunsul, am învățat. Am folosit linia de dialog, am redat vorbirea fiecărei persoane în parte, da? Linia de pauză este și ea un semn de punctuație. Trebuie să știți că linia aceasta de pauză, să zicem, poate să fie de foarte multe ori înlocuită și de virgulă. Da? De obicei marchează expresiile incidente, marchează uneori lipsa predicatului, lucruri despre care vă ziceam că și virgula le marchează, deci de multe ori o înlocuiește. Haideți să vedem câteva lucruri despre paranteze. Parantezele. Avem mai multe feluri de paranteze. Avem așa, paranteza rotundă, paranteza dreaptă și paranteza aceasta, două linii oblice, da? Haideți să vedem ce anume marchează fiecare. Vă dau exemple și așa o să vă dați voi foarte bine seama fiecare ce anume marchează. Elena zâmbi. Și în paranteză, zâmbetul ei era trist. Ce-am făcut eu? Am dat o explicație. Da? Am dat o explicație, iar această explicație am pus-o între parantezele acestea rotunde. Mergem mai departe și vă dau un alt enunț. Este un citat aici, atenție. El, Alecu Russo, va fi unul din cei ce pregătesc anul de deșteptare. Va fi unul din cei ce pregătesc anul de deșteptare 1848. Știți voi despre ce eveniment din istoria noastră este vorba, da? Este citatul din Lucian Blaga, Alecu Russo. Observați citatul acesta, dacă eu nu aș spune cine este acest el, nu aș înțelege despre ce vorbim, că eu am luat un fragment dintr-o lucrare mare care este chiar intitulată Alecu Russo, da? Citind acolo, nu mai trebuie să spun că era vorba despre Alecu Russo. Se înțelege că el este Alecu Russo, dar dacă eu redau doar un fragment, este nevoie să explic cine este acel el, despre cine vorbesc, și atunci includ în paranteze drepte. Da?
Parantezele oblice, probabil cei care au studiat limbile străine, cei care au studiat engleza, sigur vă aduceți aminte că între paranteze se scria rostirea fonetică, da? De exemplu, chem, scriem, cum scriem? Un alt semn, punctele de suspensie. Și despre acest semn am vorbit puțin. Punctele de suspensie sunt trei puncte, așa sunt notate, trei puncte, nu sunt două, nu sunt patru, nu sunt mai multe. Punem trei puncte și este de ajuns. Da? Ce marchează acest semn de punctuație? Este întreruperea șirului, întreruperea vorbirii, dacă vreți. Un autor care le folosește vrea să ne sugereze că este nevoie să ne punem în imaginația, la, da? Să, într-un fel sau altul, el ne solicită să ne punem imaginația în mișcare, dacă vreți. Ne face să medităm asupra lucrurilor pe care el le-a spus înainte. Deci semnele astea de punctuație sunt și ele importante. Vă dau un exemplu. Am mai avut noi, dacă vă uitați pe ceea ce am scris până acum, găsiți acest semn de punctuație. Vă dau încă un exemplu. Viața trece și noi trecem cu ea. Și noi trecem cu ea. Și vedeți, stau trei puncte, viața trece, meditez asupra faptului, stau și mă gândesc, da, este destul de greu să-mi accept lucrul ăsta. Și noi trecem cu ea, meditez asupra lucrurilor despre care vorbesc, da? În vorbire se mai folosesc aceste puncte de suspensie și pentru a reda vorbirea incoerentă a cuiva. Și dacă vorbim despre vorbire incoerentă, probabil că vă aduceți aminte de Ion Luca Caragiale, care reda prin vorbirea acestor personaje pe care el le avea în operele sale modul acesta incoerent de a vorbi. Vă dau un exemplu eu de în acest sens. Voiam să-ți spun poate să fie și un care se aude, da? Voiam să-ți spun, cum să-ți zic? Cum să-ți zic? E greu de zis. E greu de zis. În acest caz, cele trei puncte sau punctele de suspensie marchează vorbirea incoerentă a cuiva care nu-și găsește cuvintele ca să exprime ceea ce vrea. Da? Și ultimul semn de punctuație, atenție, ultimul semn de punctuație despre care vreau să vorbim este cratima. Atenție, ca semn de punctuație, în cazul acesta vom vorbi despre cratimă și ca semn de ortografie într-o oră succesivă, dar în cazul acesta vedem cratima ca semn de punctuație, ce poate să marcheze, da? Și tot așa prin exemple, vă veți da seama de situațiile în care apare, da? Cratima, scriem. Știm că o notăm așa, cu o liniuță mai scurtă. Da? Să vedem câteva exemple. M-am îndepărtat. Încet. Încet. De grupul de copii.
de grupul de copii. Atenție, cu doi de i, copii. M-am îndepărtat încet, încet. Vreau să observați aici cratima și în cazul acesta vreau să vă fac o observație. Aici am fi putut să punem și virgula. Putem să punem cratimă sau putem să punem virgula, avem de ales. Însă este obligatoriu să punem cratima aceasta atunci când vrem să spunem, să exprimăm două numerale care arată o aproximație numerică. Am cumpărat 20-30 de pâini, să zicem, da? Sau ar putea avea 30-32 de ani. Ar putea avea 30, atenție, scriem 30 împreună, cratimă, liniuță, da? 30 și 2 de ani. În cazul acesta, marchează o aproximație numerică. Nu știu exact cât ar putea să aibă. 30-32, da? 30-35. În cazul acesta avem nevoie să punem această cratimă. Poate să apară și între cuvinte care arată limitele unei distanțe. De exemplu, sau în intervalul de timp. Dacă eu spun autostrada București-Pitești, autostrada București-Pitești a fost închisă. A fost închisă. Autostrada București-Pitești a fost închisă. Ia uitați-vă, în cazul acesta am pus cratima, da? Și am exprimat, dacă vreți, în cazul acesta, o limită a unei distanțe. Pleacă autostrada de la București spre Pitești, da? Mai dăm un exemplu. Mergem în vacanță. În perioada iulie. Observăm și în cazul acesta, da? Punem cratimă între 20 iunie, 1 iulie, pentru că ne arată o perioadă care începe în 20 iunie și se termină în 1 iulie, da? Cam acestea ar fi lucrurile despre care am vrut să vorbim astăzi. Încheiem aici discuțiile noastre despre semnele de punctuație. Sper că ați înțeles destul de bine ceea ce eu v-am explicat și ne întâlnim la ora următoare ca să facem niște exerciții legate de aceste semne de punctuație. Până atunci, vă salut și vă doresc numai bine!